România se dezvoltă mai greu, uneori potignindu-se, alteori părând că și-a pierdut busola, dar merge înainte. Ne propunem să vă arătăm și această față a țării noastre, să vă prezentăm investițiile care au un impact major asupra comunității și ajung să schimbe viața oamenilor. Ele există, trebuie doar să le vedem și să le cerem celor care ne conduc să facă și mai mult, astfel încât să ne găsim cu adevărat un loc printre țările europene. Astăzi vă prezentăm podul peste Dunăre, care leagă județele Brăila și Galați de Tulcea, poate cea mai mare lucrare de infrastructură din ultimii 30 de ani. O demonstrație de forță a tehnologiei și ingineriei și un vis împlinit al oamenilor din zonă, care până acum au trecut Dunărea doar cu bacul. Este singurul care ajunge pe tabler, liftul, celălalt o să începe la sus. Eu l-aș numi Rolls-Royce-ul podurilor. Este cea mai complexă lucrare de infrastructură de după Revoluție. Poate tocmai de aceea îi se spune Golden Gate de România, fiind comparat cu celebrul pod suspendat din San Francisco, cu o lungime de aproape 2 km, înălțimea de 192 de metri și o greutate de peste 28.000 de tone, a urcat direct pe locul 3 în topul celor mai mari poduri din Europa, o demonstrație de forță a ingineriei și tehnologiei. Când încep să te apropii de Brăila, podul poate fi văzut de la kilometri întregi. Odată ajuns lângă el, te copleșește, te face să te gândești cât de mici și vulnerabili suntem uneori, noi oamenii. Și totuși, tocmai oamenii sunt cei care construiesc astfel de bijuterii ale infrastructurii. Am ajuns la pod într-o dimineață de iulie. Ghid ne-a fost Viorel Eșanu, reprezentantul unuia dintre constructori. Pentru ridicarea construcției și-au dat mâna o companie japoneză și una italiană. Un lift prins de unul dintre piloni duce în continuu muncitori pe tablier. Urcăm și noi. Zeci de oameni par a se mișca haotic în toate direcțiile. Este doar impresia unui necunoscător, ne spune ghidul. Fiecare știe exact unde trebuie să meargă și ce are de făcut. În momentul de față am finalizat montajul celor 86 de elemente de tablier. Chiar în spatele dumneavoastră vedeți schimbul de tură a echipelor de sudori. Aceștia lucrează în două schimburi, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, dar în principal pe timp de noapte pentru a evita acele diferențe mari de temperatură. După cum știți, suntem într-un sezon care ne asigură niște temperaturi foarte ridicate. Trebuie să intrăm de la capătul ăla, să-i dezvoltăm de sigur. Momentan ne concentrăm pe partea asta de exterior, ca să nu creăm probleme, că sunt gaze înăuntru și... Da, pe exterior aici cam într-o jumătate încep și la EU-11, tot așa, într-o jumătate încep cu controlele. După alinierea două segmente de tablier, se realizează sudura la partea inferioară a tablierului și planul înclinat, tot pe partea inferioară. După care, sunt în interiorul tablierului. Riscurile sunt mari și nimic nu se face la întâmplare. În timpul sudurii, în interiorul tablierului se degajă o cantitate mare de gaze care i-ar putea pune în pericol pe muncitori, așa că a fost instalat un sistem de ventilație. În plus, un angajat așezat în fața unei măsuțe notează cine intră și cine iese din tablier și perioada petrecută acolo de fiecare sudor.
Cele 86 de tabliere au fost făcute chiar la șantierul naval Brăila. Poate vă întrebați cum au fost aduse și mai ales cum s-a reușit montarea lor, fiecare având o lățime de 37 de metri și o greutate de 250 de tone. S-a folosit o barjă specială adusă tocmai din Turcia, care avea capacitatea de a-și menține poziția fixă în funcție de anumite coordonate. Principalul inamic al constructorilor a fost vântul care sufla în rafale și își schimba des direcția. Dificultatea în a monta astfel de segmente a reprezentat o, din păcate, viteza vântului. Pentru că a asambla aceste piese a trebuit să ne folosim de cablul principal pe care îl vedem deasupra. Piesele au venit câte două pe barjă de la șantierul naval pe Dunăre. Au acostat aici la platforma aceasta pe care noi am construit-o. Au fost ridicate de pe barjă cu un sistem de ridicare heavy lifting, se cheamă. Era prins pe cablul principal, da. După care acest sistem a transbordat de pe barjă la sol pe un transportor cu foarte multe roți, se cheamă SPMT, un transportor de capacitate mare, și dus către poziția de montaj. Podul este susținut de două cabluri uriașe, împletite la rândul lor din alte cabluri. Au fost aduse tocmai din Japonia și au garanție 120 de ani. Lungimea totală a cablurilor folosite este de, atenție, 80.000 de kilometri, adică de două ori distanța pe care ai parcurge-o dacă înconjuri Pământul pe la ecuator. Evident, pentru susținerea mastodontului a fost nevoie de construirea unor piloni pe măsură. S-au folosit și încă se folosesc două macarale speciale unice în România, care se pot înălța singure în funcție de nevoi. Pilonii se află la o înălțime de 192,6. Au o secțiune 6x6 metri cu o grosime variabilă a peretelui, care pleacă de la 1,450 m la bază și se închide undeva la 80 cm la vârf, la cei 192 de metri pe care vă vorbeam. Macaralele se autoridicau, au un sistem special de introducere, dacă ne uităm de sus în jos, undeva la vreo 25 de metri în jos, se vede o piesă. Da. Acolo au o serie de pistoane, efectiv macarala se desface și își ia piese și le introduce și se autoridică. Da. Cu ajutorul echipei de mentenanță pentru bulonare și toate acele sisteme. Sunt cele mai înalte din România, la momentul de față au 230 de metri, nu există macara mai înaltă, și au fost achiziționate special pentru acest lucru. Ne apropiem de mijlocul podului. Distanța până la nivelul Dunării este de 38 de metri, mai mult decât suficientă pentru orice vapor sau barjă care o să treacă vreodată pe aici. Rafalele de vânt încep să se simtă din ce în ce mai bine. Aici este calea de rulare, da? Cele două benzi pe sens. Banda mediană, parapetul de protecție, aici la mijloc. Vom avea parapet. Parapet va fi și aici. Aceștia sunt suporții pe care va fi instalat parapetul. Da? Și vedeți, deja este marcată cu vopsea până unde va fi asfalt. Aici. Da? Deci asfaltul va veni până aici. Exact. Vor fi trei straturi, bază din dar și uzură, care vor acoperi după ce se va aplica hidroizolația, de care la fel vă povestea colegul, nu? Va fi o hidroizolație specială care trebuie să aibă o anumită aderență la stratul suport. Estimările făcute până acum spun că podul va fi tranzitat zilnic în medie de aproximativ 5.000 de autovehicule. Practic este prima cale rutieră peste Dunăre care leagă Moldova de Dobrogea. Un vis devenit realitate atât pentru cei din estul și nord-estul țării care vor să ajungă la mare sau în delta, dar și pentru localnici sau transportatorii de mărfuri. Acum cu toții sunt obligați să se oprească în Brăila sau Galați și să traverseze Dunărea cu bacul până în județul Tulcea. Viața localnicilor de pe ambele maluri ale Dunării este legată de bac. Vara se topesc în arșița soarelui, iar iarna îi bate crivățul furios. Indiferent ce urgențe au, întotdeauna trebuie să-și facă programul în funcție de orarul bacului. Aici până și ambulanța își oprește sirena și ia o pauză până ajunge pe malul celălalt. Vă ajută mult? Foarte mult. Foarte mult. În primul rând stăm la coadă aici. Încă acum e bine, dar iarna e în asfalt. Așteptați mai mult? Așteptați, da. E mult. Mai ales când e ăsta,
traficul la mare, e foarte aglomerat. Petre Pericleanu este șofer pe microbuz și traversează Dunărea de mai multe ori pe zi. Din mașină ne privește o doamnă ușor încruntată. Pare că abia așteaptă să ne apropiem pentru a-și vărsa oful de-o viață. Cred că trebuia făcut-o de acum 30 ceva de ani, când l-a avut în proiect Ceaușescu. Este un lucru extraordinar de necesar. Oriunde spui că vii din Tulcea, te întreabă din ce țară e asta. Noi nu aparținem de România. Deci bacul a fost o barieră maximă pentru noi. Ne-a blocat complet. Pe timp de iarnă e infernal, e crâncen. Gândiți-vă când bate vântul, la noi zona de Sahara, e deșert aici, bate vântul cu 60 km la oră și tu vină ca și simplu, acum suntem în microbus, dar vină ca și simplu călător și stai afară cum bate vântul ăla și zboară, săgeți de gheață după Dunărea asta. Copiii noștri sunt plecați. Pleacă în toată lumea. Mă am fetița la București. E urât să vin acasă datorită faptului că e bacul. Mamă, când mă gândesc că trebuie să stau la bacul o oră și ceva, îmi vine să urlu, nu mai îmi vine să mai vin. Undeva într-un colț, o bătrână așteaptă lângă fica ei să coboare toate mașinile. Este bolnavă și pentru a se deplasa folosește un cărucior. Roțile se potignesc printre striațiile metalice fixate pe suprafața bacului și este nevoită să se ridice. Acum mergem cu mama la policlinică, că este bolnavă. Okay, asta mai bine, e complicat pentru dumneavoastră la vârsta asta să treceți cu bacul, că aveți și un... Și cu cărucior. Da, cărucior. A venit ginele și ne-a stat cu mașina și mergem. Mașină. Și am luat căruciorul că până acasă aici e mai greu. Ce ziceți că se va construi un pod aici în vecinătate? Pentru noi... Papa! Puțin mai contează. Cu barca pe ceață, că eu sunt... E mama, ești în altă localitate. Da. Dar eu sunt aici de 50 de ani. Și am trecut... Și de o viață numai cu bacul. Da, cu bacul, da. Suntem de zonă de și ceva care e util pentru populația care este peste Dunăre. De atâția ani vă dați seama. Cred că ați trecut atâtea ori cu bacul aici. Nu foarte des. Îți trece zi de zi? Am și cheltuială și timp pierdut. Pe mine personal mă va ajuta în ideea că vom fi mai legați de lume. Dar noi ca persoane ne va fi mai greu să ajungem în oraș. Pe pot decât pe ei, pentru că nu avem mașină. Cine are mașină și transport, dacă va fi transport în comun în regulă, ok. Dacă nu va fi transport în comun, nu știu cum ne va ajuta. În vedere că de 15 ani locuiesc în Brăila și lucrez în Tulcea și trec cu bacul cel puțin de două ori pe zi, adică dus întors, m-ar ajuta foarte mult. Da, e o chestie super. Care ar fi avantajele pentru dumneavoastră ca și șofer? Să treceți pe pod și nu cu... Timp pierdut mai puțin, nu m-ar mai afecta ultima oră de... Bacul trece undeva până la ora 10, regulat. După ora 10 trece din oră în oră, sau cumva din două ore. Contează în primul rând pentru timp și în al doilea rând și pentru bani, că aici e 30 ceva de lei și la pot să fie 12-13 lei, probabil. Da, și normal, ca și timp. Mult mai puțin. Aici durează de jumătate de oră, o oră să trecem. George este angajat pe un bac. De când a pornit construcția podului, au început și frământările. Oare nu se va muta tot traficul pe pod, iar ei vor ajunge să dea faliment? Nu crede în această variantă și spune că oamenii, cel puțin cei din zonă, vor continua să folosească bacul. Are și un argument. Eu sunt din Zmărdan. Bun, înțelegi? Și mai ales acum că s-a mărit și combustibil, s-au mărit prețul enorm de mult. Mie nu mi-ar conveni cu mașina mea personală să mă duc să ocolesc atâția kilometri ca să ajung, să zic, în centrul Brăila. Mi-ar conveni să plătesc bacul. Am trecut și am ajuns mult mai repede decât stau să ocolesc toată zona asta. Noul pod va aduce avantaje certe și pentru transportatori. Vor economisi timp și combustibil. În acest moment, tirurile care merg sau vin dinspre Constanța fie trec cu bacul, fie ocolesc mai bine de 130 de km și traversează Dunărea pe podul de la Giurgeni sau Cernavodă. Și față de bac există niște avantaje clare, partea legată de timp. De trecere, treci foarte repede, treci oricând, nu mai aștepți îmbarcare de barcare,
și există și o diferență, bineînțeles, de bani. Podul, în general, este mai ieftin decât traversarea cu Bacul. Deci, din toate punctele de vedere, sunt numai avantaje, repet, este un mare pas spre normalitate. Beneficiază toată lumea, adică nu numai transportatorii, pentru că dacă am ocoli 130 de km, înseamnă un cost cu motorina, înseamnă utilizarea și uzarea drumurilor, înseamnă emisii poluante, înseamnă risc de accident. Deci, cu cât lucrurile se întâmplă mai simplu și mai eficient, sunt numai beneficii pentru toată comunitatea. În paralel cu podul se lucrează și la drumurile de acces care vor face legătura cu infrastructura rutieră din zonă. În teorie, planurile autorităților nu se opresc aici. Se fac studii de fezabilitate pentru construirea mai multor drumuri expres care se lege Moldova de Dobrogea și Muntenia. În plus, podul nu va fi doar o cale rutieră, ci va contribui din plin la dezvoltarea economică a întregii zone. Un potențial imens pentru cele două zone, și Brăila și Galați, pentru că, din punctul meu de vedere, va fi motorul de dezvoltare a celor două zone. Sunt foarte mulți investitori care se interesează atât de terenurile private, dar cât și de terenurile publice pe care are Consiliul Județean, dar și Primăria Municipiului Galați, pentru a dezvolta hub-uri de infrastructură, să spunem, și de logistică, parcuri industriale. Astfel, pe lângă banii care vor ajunge în bugetele locale din taxe și impozite, se vor crea și noi locuri de muncă, atât pentru brăileni și gălățeni, cât și pentru locuitorii județului Tulcea de pe celălalt mal al Dunării. Le vom pune la dispoziție, clar, pentru partea de producție ne interesează în primul rând, pentru crearea de locuri noi de muncă, pentru brăileni, dar și pentru gălățeni, și dar și partea logistică, pentru că tranzitul de mărfuri pentru cele două porturi, și Brăila și Galați, este foarte important. La răsărit și asfințit are loc un adevărat spectacol de lumină și culoare. Podul ar fi fost locul perfect pentru promenadă. Pe lângă cele patru benzi de circulație, are și două alei destinate pietonilor și bicicliștilor. Acestea vor rămâne însă închise. În urma mai multor analize, atât constructorii cât și conducerea CNIR, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, cea care deține podul în numele statului român, au ajuns la concluzia că riscurile de accident sunt prea mari. Deseori vântul suflă cu putere, iar unii, în căutarea unui selfie cât mai bun, ar putea aluneca peste balustrada de protecție. Cât privește siguranța traficului rutier, aici nimeni nu mai are niciun dubiu. Sunt luate toate măsurile necesare. Podul face parte din categoria Smart și este complet tehnologizat. Există senzori pentru viteza vântului, pentru mișcări seismice, înclinații, deformații și pentru orice altă anomalie care ar putea apărea. Astfel, administratorii vor ști în timp real dacă este vreo problemă. În plus, construcția este capabilă să ia decizii singură, de exemplu să restricționeze traficul. Podul pe el are senzori. În momentul în care intră într-un anumit tangaj, podul se închide automat. Deci acest pod, în momentul în care, gândiți-vă că este la 38 de metri deasupra Dunării, sunt curenți de aer care se formează specific fluviilor. În momentul în care podul intră într-un anumit tangaj, pentru a nu pune în pericol siguranța celor care îl traversează, podul se va închide, va avea bariere în capete și nu va mai permite autovehiculelor, până nu trece fenomenul, să intre pe pod. Asta se va întâmpla automat sau transmite informația cuiva de acolo? Se va întâmpla automat. Automat. Deci podul este automatizat, practic. Este, de-aia spun că este Rolls-Royce-ul podurilor. Este un pod de ultimă generație. Dacă putem să-l comparăm, este ca un avion cu reacție în comparație cu un avion cu elici. Valoarea totală a investiției se ridică la peste 2 miliarde și jumătate de lei, mare parte a sumei provenind din fonduri europene. O astfel de construcție necesită evident și o întreținere specială. Astfel, CNIR va avea aici un punct de lucru permanent, angajați dedicați special acestui proiect. Vor trebui să fie oameni 24/24 care să inspecteze atât vizual, cât și să monitorizeze tot ce se întâmplă pe acest pod. Atât pe perioada de garanție pe care constructorul o oferă, cât și pe toată perioada de exploatare. Este un pod care costă bani,
și a cărui întreținere costă bani. Deci dacă nu ai capacitatea să întreții un astfel de pod, nu, mai bine nu-l faci, ceea ce pe noi ne obligă, practic, să, ca și după ce va fi construit, să alocăm resurse suficiente pentru a-l întreține permanent.